mulțumesc pentru invitație. Am dat curs invitației pentru că mi-a sunat bine tema, serendipitate. Nu există un minister al serendipității încă, dar poate un guvern mai luminat la cap sau mai avangardist ar putea să-l înființeze. Apropo de ce ai spus tu, da, am citit o carte la un moment dat, cred că se întâmpla chiar anul trecut pe la început, Mr. Gwyn de Alessandro Barico, și acolo e povestea unui scriitor, nu mai știu cum îl cheamă, care hotărăște cumva în culmea gloriei să se lase de scris. Ia hotărârea asta. Agentul este scandalizat și așa mai departe și publică, nu știu, în The Guardian, publică un text, nu știu câte lucruri pe care nu o să le mai facă niciodată în această viață și printre ele era și că nu o să mai publice niciodată și nu o să mai scrie. Îl ține vreun an și ceva, după care își dă seama că nu poate să nu scrie, sunt nefericiți care nu pot să nu scrie. Socrate a putut să nu scrie, Heraclit a putut și el să nu scrie, au rămas doar câteva fragmente. Bine, Socrate l-a avut grefier pe Platon, prin urmare și-a permis să nu scrie. Ei, și după ce, mă rog, și acest Mr. Gwyn, acest scriitor, mă rog, nu știam prenumele, intră la un moment dat într-o galerie de artă și vede niște portrete care îl trăsnesc așa cumva și se gândește să facă portrete din cuvinte, așa cum pictorii, artiștii plastici fac portrete din tușe, din culori și așa mai departe, și își face un atelier, un laborator foarte spectaculos și invită acolo oamenii care petrec vreo 33 de zile, câte 4 ore pe zi, goi pușcă, asta era condiția. Și el mișuna pe acolo ca un animal, așa se plimba, nu interacționa cu clienții lui. Și după 33 de zile, mai treceau încă 5 și el scria un portret. De fapt, scria un text care era inspirat din interacțiunea cu clienții lui. Nu erau niște portrete din astea realiste și care să, cumva să fie foarte clare, așa. Și costau... Un portret costa 15.000 de lire sterline. Ăsta era tariful lui. Era bun tariful, adică și eu aș face. Ei, la scurt timp după întâmplarea asta, am primit invitația din partea unei companii, mă rog, n-am să dau nume ca să nu facem publicitate chiar gratis, și să joc rolul unui scriitor la un eveniment. Era un imobil, o casă din centrul Bucureștiului transformată într-un hotel. Și erau mai multe camere și în fiecare cameră se întâmpla câte ceva. Eu aveam o cameră, era camera scriitorului și veneau oamenii la mine, mă priveam așa față în față cu ei și trebuia să le scriu pe loc o povestire, un portret. I-am întrebat pe cei de la agenția care m-au invitat dacă știau de cartea asta de Mr. Gwyn, habar n-aveau. Prin urmare, a fost un hazard obiectiv, a fost un fel de serendipitate și povestea asta dura 2 ore, am stat într-o cameră, era coadă, la un moment dat era coadă, oamenii stau la coadă să le scriu câte o poveste. Și mi-amintesc că m-am apucat de scris pe la 8:20 seara și când m-am uitat la ceas, cumva așa în transă, era 10:30. Trecuseră 2 ore fără ca eu să simt asta. Și a fost foarte interesant și de asta spun că există foarte multe legături subtile între evenimentele pe care noi le trăim și dacă punem în joc o anumită atenție și o anumită mirare și o anumită disponibilitate, lucrurile se leagă. Eu mă gândeam, iertați-mă un secundă, e ok dacă mă așez, vreți să mă vedeți neapărat, poate doar să mă auziți, e în regulă, nu? Mersi. Eu mă gândeam să vă spun 4 povești, nu o să intru în mari detalii, cum am lucrat eu cu serendipitatea. Am avut o colaborare strânsă și încă am, în sensul în care serendipitatea ar fi o descoperire. Da? Asta înseamnă o descoperire necăutată, neașteptată, neintenționată, dar favorabilă. Favorabilitatea este foarte importantă.
este esențială. Și în momentul în care facem o descoperire acum, azi, noi nu știm dacă acea descoperire este sau nu favorabilă. Trebuie să treacă timp, trebuie să se confirme. E nevoie de foarte mulți ani uneori. Gândiți-vă că și dragostea cumva, îndrăgostirea funcționează cumva tot după aceste legi ale serendipității. E o descoperire, descoperi un om, întâlnești un om. Nu știu dacă chiar toți oamenii sunt atât de disperați încât să-și caute pe stradă jumătatea, să intenționeze. Nu vă supărați, sunteți cumva jumătatea mea sau ați putea să fiți, haideți să ne privim mai bine, să vedem dacă avem stofă de jumătăți. Nu. Când ne lovește dragostea, ne lovește pur și simplu. Nu căutăm. Nu căutăm. Ni se întâmplă. Ce se întâmplă mai departe de la acel moment inaugural, de la acel moment fundațional al serendipității, ține de niște legi misterioase, de niște căi misterioase ale vieții. Unele întâlniri se pot dovedi favorabile, altele mai puțin. Unele întâlniri și unele relații durează toată viața, altele durează toată viața până se termină. Mă rog, tot avem o grămadă de declarații despre oameni care se iubesc foarte mult, dragoste veșnică, și dragostea veșnică durează până se termină, am ajuns la concluzia asta. Și cei care se iubesc într-adevăr foarte mult nu ies la măruță să vorbească despre iubirea lor. Ei sunt acei păstrători ai dragostei pentru totdeauna, cum se spune în Zenobia. În Zenobia există un inventar al îndrăgostiților celebri, cu Euridice, Orfeu, Romeo și Julieta, și Gelul Naum spune acolo că e un șir întreg de nenorociri, că e un măcel ce face dragostea. Și literatura, Ana Karenina, deci avem, e groaznic ce se întâmplă în literatură și în viață, dar în literatură mai ales, că dacă nu e ceva groaznic, literatura nu e interesantă. Ăia care se iubesc într-adevăr nu știe nimeni. Poate sunt niște peșteri, poate sunt niște pusnici, exact ca în patericul egiptean, da? Niște unii care stau în chilii acolo, nu știe nimeni și se iubesc. Și ei păstrează dragostea pe lume. Cam asta era ideea în Gelul Naum. Așadar, serendipitatea trebuie să fie favorabilă ca să fie serendipitate. Eu, în 2002, am publicat o carte care se cheamă Iubita Fizica. Mă rog, se mai întâmplă, adică nu am luat-o personal nici măcar eu. Cartea aia, deși era scrisă de mine. Dar cum am ajuns la chestia asta? Și o să vă spun ce înseamnă și Iubita Fizica. În 99-2000, eram în armată. Eram în armată la Chitila undeva, făceam o școală de aplicație și pentru că aveam cursuri, era o școală de ofițeri, aveam cursuri, era destul de plictisitor pentru mine și întâmplător era o bibliotecă foarte bine garnisită cu cărți acolo și eu m-am dus la doamna bibliotecar, eram și mai tânăr pe vremea aia, și am rugat-o să mă lase să mă ocup eu de bibliotecă, să ceară un ajutor și să mă ceară pe mine dacă se poate. Și m-a cerut pe mine, nu în căsătorie, doar așa, ca să lucrez pentru bibliotecă. Și am stat câteva luni acolo, bine, îmi făceam instrucția, făceam răni la picioare, adică cu asta trebuia să îmi servez patria cu niște răni însângerate, dar petreceam câteva ore și am aranjat toată biblioteca aia, am fișat-o, nu știu ce, și am citit foarte mult. Și bravo mie, ca să zic, în perioada aia. Am descoperit o carte, ajung la Iubita Fizica și ajung la Serendipitate. Am descoperit o carte scrisă de Luca Pizzu, între timp a răposat, un timp foarte spectaculos. Se cheamă cartea asta Naveta Esențială, editura Moldova 91, nu știu ce. Am răsfoit-o, Luca Pizzu are foarte mult haz așa și are un limbaj al lui propriu. Ei, și... În ultimul capitol este vorba de patafizică, de care eu cred că știam, auzisem. Patafizica este știința soluțiilor imaginare, este știința particularului, a legilor ce guvernează excepțiile. Deci se ocupă de excepții. Și Alfred Jarry, știu că a inventat povestea asta și există o carte, există un fel de Biblie a patafizicii, Iubiu, Roa. A apărut și în română, o ediție foarte frumoasă, superbă. Am vrut să o aduc, dar era foarte grea, e o cărămidă. Și am zis că vă descurcați și fără Biblia mea personală, fiecare cu Biblia lui.
Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult pentru că noi avem tot felul de proverbe tâmpite, nu știu, excepția care confirmă regula. Nu, nene, nu, excepția nu confirmă regula, o suminează, poate. De ce excepția să confirme regula? Pentru că noi avem niște automatisme și zicem că așa se spune. Nu. Și atât, patafizica studiază excepțiile, nu regulile. Excepția devine o regulă în cazul ăsta. Ei, și cum stăteam eu așa și mă jucam cu niște cuvinte în cap? De la patafizică la iubita fizică a fost foarte simplu să fac pasul ăsta, pentru că eu eram deja la Academia Cațavencu, lucram, chiar dacă 6 luni de zile am lucrat din armată, să zic, și voiam să mă dea afară că scriam foarte prost în perioada aia, mai trimiteam texte că muream de foame și, în fine, da, eu mă jucam cu cuvintele, mereu am avut o relație bună cu ele. Și multă vreme n-a fost decât acest cuvânt, adică a fost simplu, patafizică, iubita fizică, a fost un pas natural așa cumva la nivel de limbaj. Și multă vreme am stat doar cu acest cuvânt, pe care știu că mi l-am notat, aruncați cu bani spre mine sau... Nu, e ok, adică să știți că vorbesc gratis, asta e regula aici, am înțeles. Nu m-ar fi deranjat să fie și pe bani, dar e foarte bine și așa. Deci vă rog să nu aruncați, că facem și gălăgie. Și cumva exact în siajul patafizicii am inventat și eu un întreg nomenclator aici de... În primul rând există un lot de iubite imaginare, așadar iubita fizică este știința iubirilor imaginare. De la știința soluțiilor imaginare, care e patafizica, această descoperire pe care am făcut-o. Cumva, faptul că am descoperit această carte a fost un pas care a precedat descoperirea în minte acestui cuvânt, iubita fizica. Și mă rog, sunt aici vreo 19 iubite imaginare, fiecare cu povestea ei, de la Adora la Zenobia. Pentru prima oară apare într-o carte de ale mele cuvântul Adora, care ulterior a devenit numele fiicei mele, deci în 2002, și în 2009, când s-a născut Adora, mi-am amintit de acest cuvânt, care, de acest nume, care credeam că este inventat de mine. Între timp există și niște pahare Adora, am descoperit un cartier imobiliar Adora, deci s-au organizat oamenii ca să-mi submineze mie viața. Și am și niște enunțuri ale iubita fizicii, cumva așa parafrazând și calchind patafizica, lunile anului iubita fizic, un calendar iubita fizic neortodox, apoi un catalog cu iubita fizice profesioniști normal. Și există și cele 11 porunci iubita fizice, am să vi le citesc pentru că sunt foarte scurte. Să nu ai alți zei în afară de cei proprii. Să nu-ți faci închipuiri cioplite și să nu respecti alte legi decât cele care ți se potrivesc. Să nu iei în deșert numele iubitelor imaginare, căci iubita fizicienii nu te vor lăsa nepedepsit. Adu-ți aminte de ziua în care te-ai născut prima oară și în această zi să nu faci nimic altceva. Cinstește-ți iubitele imaginare ca pe cea mai reală iubită a ta, să nu ucizi iubirea imaginară transformând-o într-o iubire reală trecătoare, bine, eram și mai tânăr, să nu prea iubești dacă nu iubești, să nu furi nimic fără să pui ceva în loc, să nu minți când adevărul este cu totul altul, să nu râvnești la iubirea imaginară a aproapelui tău, bineînțeles, și ultima, să nu dormi atunci când visezi. Mă rog, e un întreg nomenclator aici, este a treia mea carte, publicată în 2002, ea a fost reeditată în 2013 la editura Herc Bennett. Și ce vreau să vă spun acum, vreau să vă spun o poveste. Mă rog, v-am spus o poveste, vreau să vă spun o poveste și mai particulară, ca să zic, în legătură cu iubita fizică. Adică mi s-a întâmplat ceva care mă tulbură. Mă tulbură și acum, s-a întâmplat în 2005. În 2005, la 3 ani după ce am publicat iubita fizică,
în care există un text, iubita transparentă se cheamă, și scream așa, cum stau eu pe plajă, întins, și vine o tipă la mine și era transparentă și așa mai departe. Ei, mi s-a întâmplat, 3 ani mai târziu, să stau pe plajă, în Vama Veche, întins așa, și să vină la mine o iubită transparentă, mă rog, așa metaforic vorbind, de care m-am îndrăgostit foarte tare și împreună cu care mi s-au întâmplat niște lucruri așa cu totul excepționale, în sensul în care, și o să vă spun una, i-am cerut, eu nu știam ce public e aici, și i-am cerut Andreei permisiunea să proiectăm o fotografie care este un fotodocument. E o fotografie cu o tipă semi-dezbrăcată, să zic. Nu e o persoană publică, nici măcar nu mai locuiește în România, nu cred că ar deranja-o, ea știe oricum că... Că am scris un capitol în iubita fizica despre ea, adică după ce m-am îndrăgostit eu atunci, am ajuns, după 2 săptămâni, m-am întors în București și am scris vreo 30 de pagini, care înseamnă, mă rog, e capitolul Otra Bruja, se cheamă, în ediția a doua a apărut. Și ea a fost de acord, adică și știe și de povestea asta că am publicat-o. E o poveste care e așa. Eram într-o cameră cu Otra Bruja. Cred că mai bine aș citi, pentru că nu pot să vorbesc mai bine decât scriu, oricât m-aș strădui. S-a întâmplat în data de 29 iulie 2005. Andreea, mă ajut, te rog? Să știți că mi-am cerut permisiune, am zis să nu... Așa. Deci este o femeie care doarme, o femeie tânără care doarme. Suntem în data de 29 iulie 2005. Eu eram în cameră. Ea dormea, eu eram în cameră. Și în text spune așa autorul ăla. Eram un bărbat întreg și străbăteam camera aceea fără să simt că fac asta. Mă duceam la fereastră și trăgeam din țigare, este perfect adevărat. Și fumul acela îmi șoptea că sunt viu și Otra Bruja dormea și totul era așa cum spusese vrăjitoarea, mă rog, literatură, revenim la viață. Într-un târziu mi-am udat palmele cu apă, m-am apropiat de iubita predestinată și am atins-o. Încet, Otra Bruja s-a trezit și primele ei cuvinte au fost: visam că tu dormi și eu te trezesc. Deci eu am fotografiat o persoană în timp ce mă visa. Poza asta pe care am făcut-o pe 29 iulie 2005 mă tulbură foarte tare, pentru că i-am făcut poză, apoi am atins-o, s-a trezit și mi-a spus că mă visa. Și cumva, nu știu, e ciudat, pentru că foarte rar ni se întâmplă să avem ocazia să facem o poză cu cuiva în timp ce chiar ne visează. A fost un vis scurt, adică nu e ca și cum ar fi dormit ore întregi și poate nu am prins chiar așa a fost. Adică... Și asta este o întâmplare poetică care a plecat totuși de la descoperirea unui cuvânt și a ajuns ca în jurul acelui cuvânt să se brodeze o știință poetică, bineînțeles, și cu tot felul de întâmplări. Asta este una dintre poveștile. Pentru detalii consultați Biblioteca Națională și librăriile cu care aveți contract, ca să zic așa. În 2007-2008. În 2008 s-a întâmplat asta. În 2008 eram căsătorit cu prima mea fostă soție, că între timp, mă rog, știți cum se întâmplă, se mai acumulează viață. Și locuiam pe la Piața Unirii, era un magazin undeva la subsol, acolo la Unirii, de unde eu cumpăram în general rasol de vită. Am avut, așa cum Picasso a avut o perioadă roz, eu am avut o perioadă cu rasol de vită în viața mea, în creația mea poetică, se baza pe vită și mă duceam, mă întorceam acasă și eu găteam, pentru că nu voiam să o deranjez pe fosta mea soție cu prostii de genul ăsta să gătească ea. Odată s-a întâmplat, ca dintr-o ciorbă din asta, ea să pescuiască 2 oase, așa.
E adevărat că nu, meritul nu este al meu, adică la partaj am rămas cu 3 oase de vită, cu atât am rămas de pe urma primei mele foste căsnicii, sau mă rog, prima căsnicie, și ea mi-a spus, ia uite ce frumoase sunt oasele astea, nu vreți să le păstrăm? Și am zis, ba da, păi nu păstrăm noi oasele astea, adică ce facem? Ori le păstrăm, ori nu le mai păstrăm. Și mi-am dat seama că de fapt pot funcționa ca doi ochi. Bine, nu mi-am făcut ochelari așa să umblu prin oraș. Și apoi s-a întâmplat, pentru că noi chiar mâncam rasol de vită, nu ne încurcam în perioada aia, am găsit și un al treilea os, o secțiune foarte, mai puțin fină, pentru că gurile sunt mai puțin fine decât ochii, în general, adică să fim serioși. Și mi-am dat seama că pot să fac foarte multe chipuri cu aceste, dacă... ăsta e melciclopedia. O să ajungem și aici. O să ajungem. Așa. Deci asta este prima fotografie pe care am făcut-o cu cele trei oase. Oasele există, dar și nu sunt de vânzare, adică nu le-am adus, doar să mă laud le-am adus. Asta este aprignom, parcă i-am dat eu un nume. Andreea, te rog dacă... Așa. Deci, astea sunt rudimentare, dar mi-am dat seama că au potențial. Aici vedeți că totuși se mânca în casa aia. Sârma, eu sunt din Moldova și spunea sârma, bă, când am venit. Aici deja e o lucrare de artă serioasă, în sensul în care era un curs de apă și noi am plantat acolo în vegetația aia. Și puneam oasele pe diverse suprafețe și îmi plăceau chipurile care se formau. Pentru mine nu erau niște fotografii, erau niște ființe, aceste chipuri. Bine, aici... Asta este o pipă de la Gelunaum pe care mi-a făcut-o cadou Ligia. Aveam câteva, dar le-am mai făcut și eu cadou la rândul meu. Așa, deci eu mă plimbam prin lume, prin viață, prin parcuri. Aici, mă rog, e un tablou aș făcut de mine, când mă chinuia pe mine talentul și în alte zone. Pe pietre. Sunt frumoase, adică chiar sunt frumoase. Și am făcut sute de fotografii. Da, nu, credeți, e o problemă cu un diagnostic cât se poate de precis, adică nu... Așa, și aici este Adora, burtica mamei ei, pentru că am făcut un roman. Eu mă gândeam să, n-am știut, adică făcusem câteva sute de fotografii și mi-ar fi plăcut să scriu ceva pentru fiecare fotografie. După care eram în Germania, cred, în drum spre Slovenia și în Frankfurt și m-a trăsit pe mine ideea să scriu o poveste. Adică am știut clar ce vreau să scriu atunci. Mi-a venit în cap. Dar a plecat de la această descoperire a oaselor, adică și-am imaginat o poveste cu un fotograf. Fotograful este personajul principal care face fotografii cu aceste oase și aceste trei oase compun un suflet. Este trinitatea sufletului, cele trei părți, componente de care vorbea și Platon prin diverse cărți de literatură filozofică. Și fotograful și face o fabrică de chipuri și așa mai departe. Și cumva oasele astea se reîncarnează în diverse ființe, care ființele prin corporalitate, prin viață și tot felul de lucruri. Și așa se termină, asta e ultima imagine din carte. Sunt 30 de fotografii, asta este cartea. A fost publicată la Nemira în 2011, n-a avut niciun fel de succes. Ca să nu avem discuții după aia, adică Nu s-a vândut, dar e o carte la care eu țin, e o poveste foarte bine închegată și așa mai departe. Și mie această descoperire a oaselor mi-a fost foarte favorabilă. Dincolo de faptul că am publicat o carte care n-a avut succes, mi-au fost favorabile. Am simțit că trebuia să scriu cartea asta, am simțit că înțeleg foarte multe lucruri despre mine, pentru că a fost așa 7 luni de zile, am stat într-o stare de transă, de meditație, adică m-am gândit ce naiba este sufletul și cum funcționează, care este cum, ce înseamnă când avem un dialog interior, când noi avem un dialog interior, cine cu cine vorbește. Ce entitate cu ce altă entitate vorbește? Vorbesc împreună. Mă rog, m-a ajutat cumva și faptul că am terminat filozofie, mă rog, prima mea facultate ASEU, o rătăcire de tinerețe, încă una.
Și apoi la bătrânețe am zis să fac și eu o facultate ceva mai serioasă, dacă se poate, și s-a putut. Și m-a ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri. Apoi, favorabilitatea asta a fost pe mai multe planuri. De exemplu, în 2011, când terminasem deja de scris cartea, am primit o invitație, mi-a scris cineva, am primit un mail de la un tip din Germania să mă anunțe de un concurs pe tema Trinității, care se ține la Graz anul acela. Și totuși nu mă pricep la teologie, dacă era în zona asta, să zicem, dar a fost foarte deschis concursul acela și eu am zis, dacă am scris o carte, tocmai am terminat-o, despre trei oase, adică e o trinitate de vită, ca să zic așa, dar care e problema? Și era o limită de 12.000 de semne și am făcut un colaj așa ca să aibă sens, un început, nu știu ce, să se înțeleagă și am trimis acolo și am înțeles că din toată Europa au fost trimise vreo 400 de texte. Eu am trimis în română, s-au ocupat ei cu traducerile. 400 de texte, erau și niște premii destul de mari, că altfel nu mă deranjam, erau, nu știu, 4.000 de euro primul loc și așa mai departe, 3.000, 2.000, în fine. Și până la urmă s-au făcut trei premii întâi, nu s-au departajat, așa, și din cele 400, am zis, din Croația 200. Au trimis atunci, din Croația, pe tema Trinității, sunt nebuni aia. Cum să trimită 200 de oameni dintr-o țară pe tema Trinității la un concurs de literatură? Adică, cred că i-a lovit ceva atunci, a circulat ceva prin Croația, un vânticel de Trinitate. Și, mă rog, au câștigat o tipă din Germania, un austriac și un român. Asta e. Și în sensul ăsta am simțit că mi-au fost și pe planul ăsta și pe alte planuri. Și cartea asta, chiar dacă n-a avut succes, am înțeles că Nemira vrea să o reediteze, se gândește, că poate a fost un context nefavorabil atunci și asta e, nici măcar nu e treaba mea. Apoi vreau să vă mai spun, aceste povești, cumva două sunt pe limbaj, adică o descoperire... Am descoperit în minte un cuvânt, da? Apoi am mai descoperit încă un... Am putea să dăm înapoi la Melci. În 2007 eram cumva pasionat de Photoshop. Vă zic foarte clar, adică să nu... Deci eram pasionat de Photoshop, eram absolvent al școlii ajutătoare de Photoshop din Ialomița. Deci ceva de groază, adică făceam niște colaje de și puneau mâinile în cap colegii mei. Ăsta este, vedeți, e o combinație între o locomotivă, nu vă dați seama, și un melc, și o cochilie de melc, da? Mă rog, și un melc, se vede și corpul. Așa am simțit eu în data de 18 septembrie 2007, când oamenii făceau lucruri serioase, poate alții, eu făceam chestia asta. Dar n-a fost doar asta, a fost și un cuvânt. Melcomotivă. Mi-a venit în cap acest cuvânt, melcomotivă. Și am zis că acest cuvânt merită o operă de artă, adică să ilustrez foarte clar ideea. În fine, am postat pe blogul meu, care acum e în paragină, iuliantanase.ro, nu vă recomand să intrați, ca să nu vă deprimați. Așa, și am postat pe blog și au început oamenii să se joace. Bine, și alte jocuri de cuvinte, nu știu ce. Am făcut și o emisiune la Radio Guerilla, că făceam războiul sfârșitului săptămânii, îl făceam noaptea pe vremea aia. Am făcut o emisiune despre melci, au trimis oameni, povestiri, invitam. Era un McDonald's, deci era delir ce era acolo, Melk Gibson, deci era ceva insuportabil. Da, deci la McDonald's încă se mai servesc cochilii cu cheeseburger. Așa, și dar a fost așa o frenezie, ce s-a întâmplat vreo câteva luni de zile, ne-am jucat, e un joc colectiv, nimeni nu a avut disponibilitate să facă ceva cu materialul ăla, nici nu era neapărat grozav de publicat, pentru că erau niște jocuri de cuvinte și așa, destul de easy. Eu mă gândeam să fac o antologie cu niște povestiri, pentru că foarte mulți oameni au trimis povestiri scurte, invitam eu și le publicam pe blog. Nu erau capodopere nici alea. Dar ca joc colectiv era foarte frumos.
Apoi, mă rog, am lăsat baltă, așadar a fost acest cuvânt melcomotivă, serendipitatea, sfânta serendipitate m-a ajutat. Și în 2012 mi-am amintit de proiectul ăsta și am scris, pentru că am avut senzația în acel an că nu fac mai nimic, spre sfârșitul anului, am scris 100 de povestiri cu melci și despre melci. Am inventat o țară, Melxopotamia, un personaj, mă rog, foarte multe personaje, de la Melcfisto, Melcul Prinț, Melc Capone, care este o gangsteropodă, nu o gasteropodă, și așa mai departe, și un întreg univers, da, cu religia, melxopotamienii ce părere au despre români, melxopotamia, am putea să dăm puțin. Așa, deci ăsta e steagul, ăsta e drapelul Melxopotamiei. Sunt făcute ilustrațiile, o să apară cartea La Nemira în toamna asta, ilustrațiile sunt făcute de Mircea Pop, asta este harta, da, asta este... mă rog, țara este perfect rotundă și se învecinează cu țara intermediară la nord, cu România, cu Bulgaria, cu Marea Melcmediterană și cu țara de joc. Există și o monedă, lentul, un lent egal un euro, asta este așa, și apoi tot felul de nebunii care se petrec acolo. Mel Capone jefuiește această melcomotivă cu aburi de aur, de exemplu, Melcul Prinț gonește după un porc sau după nu mai știu ce. În fine, ideea este că în 2012 am scris aceste 100 de povestiri și nu mi-am pus problema la modul decisiv să public cartea. Mă rog, se va chema Melciclopedia, inevitabil, pentru că nu eram foarte mulțumit, adică textele erau foarte amuzante, toată lumea râdea, mă rog, cine a citit, erau fani așa, dar simțeam că vreau mai mult, să fie și emoție, și nu era în prima variantă. Așa că 2012, anul trecut am rescris, în 2014 am început să rescriu cartea și am transformat-o într-un roman. Într-un roman în care un melc se trezește dimineața, nu știe cine este și pleacă în căutarea lui, cumva vrea să afle cine este. Melcul Prinț e personajul și e o călătorie de la nord la sud, în țara, mă rog, în Melxopotamia, și a ieșit bine. Adică a ieșit bine, o să fie un microroman de vreo 100 și ceva de pagini și este ilustrat de Mircea Pop, să mergem mai departe cum ar veni. Asta e industria melcalurgică, cred. Aici este un laborator unde se produce nemurire, pentru că în Melxopotamia se produce foarte multă nemurire și se exportă nemurire. Așa, aici sunt tot felul de melci cu, mă rog, cochilile sunt sub formă de turlă de biserică, minaret și așa mai departe, sinagogă. Aici este, cred că, un fragment de cimitir. Aici sunt niște cochilii speciale unde, mă rog, industria parfumurilor din Franța e nebunită după asemenea cochilii și aici e festina lentă, e un cimitir. Până la urmă, unde naiba să te mai grăbești? Adică când ajungi acolo, stai acolo. Aici, mă rog, e din alt film cumva. Aici sunt limac și limacii sunt foarte buni lăutari în Melxopotamia. Cântă de te nebunesc practic. Așa, aici e un trompetist. Și foarte important, capitala Melxopotamiei este New York. Așa se numește, au fost discuții, de fapt, New York a fost mai întâi aici, apoi în America, și a existat un proces, e vorba în carte, a existat un proces între Melxopotamia și America. Și americanii au plătit foarte multe despăgubiri. Ca să știți, dacă vă întreabă cineva pe Magheru sau pe Al Boulevard, puțin mai jos, dacă... Așa? Ăsta este Melxia. Ăsta e Melxia, mă rog, sunt cei trei magi care roagă să înființeze o religie și Melxia nu dorește, doar pentru că se cheamă Melxia, de ce să facă o religie. Așa? Da, mai departe puțin. Și aici este Melcina cea de taină, adică, ca să știți. Și nu mai intru în detalii, pentru că o să citiți cartea, acum clar o să... V-am făcut curioși în sensul că mai și vindem. Ăsta e Melcfisto.
Melchisto, care voia să-și facă un acvariu cu suflete în loc de pești și cumpăra suflet, adică Faust i-a vândut sufletul și așa. Există un Melch, Faust, celebru în Melchisopotamia. Așa, mă rog. Aici e o expoziție în care ajunge Melchul Prinț. Ăsta este Mel Capone. Vedeți că se și servește masa în țara asta. În fine, și cam așa. Apoi, plecând de la un cuvințel pe care l-am făcut și de la o imagine absolut îmbelă, de fapt, simt că e bine ce s-a întâmplat și se va întâmpla. Abia aștept să apară cartea. Au trecut niște ani, adică au trecut 10 ani, practic. Există, de asta v-am zis că favorabilitatea are nevoie de timp. Adică nu putem astăzi să găsim o pietricică pe jos și să spunem, wow, ce favorabilă, domnule, ia uite ce favorabilă e asta mică. Nu, vezi ce se întâmplă cu ea, ce energii, ce întâmplări poți să ai în legătură cu acel obiect, cu acele obiecte pe care le găsești, sau, mă rog, și cuvintele pot fi obiecte. De exemplu, în 2008, mie mi-a venit așa o întrebare, în câte feluri se poate tăcea? M-am întâlnit cu această întrebare, nu știu de unde mi-a venit, poate mi-a fost șoptită de Dan Puric și trimis așa cu un avion de hârtie, subliminal, bineînțeles. Și plecând de la întrebarea asta, în câte feluri se poate tăcea, am publicat o carte care se cheamă Teoria Tăcerii, pe care am publicat-o în 2015, după 7 ani, am început să inventez sau să descoper moduri de a tăcea. Și chiar dacă mă aflu în situația asta dificilă, cam așa arăt pe copertă, adică a fost alegerea mea să mă leg la gură. Și asta e tot un fel de... A fost bine, adică mă bucur că mi s-a întâmplat să îmi vină în cap întrebarea aia și să mă joc foarte frumos cu tăcerile. Am scris 173 de povești, am descoperit 173 de moduri de a tăcea în cartea asta și pentru fiecare dintre ele am scris câte o poveste care să ilustreze. Unele sunt absurde, altele sunt mai realiste și practicabile, adică cine e suficient de curajos poate să încerce să tacă în 173 de feluri. Și ultima poveste pe care voiam să vă zic, am vorbit mai mult decât era cazul? Oricum, mă mir că am reușit să vorbesc, asta și, mă rog, am reușit să rămân în viață, practic. Asta mă bucură cel mai tare, că n-am murit în dimineața asta. După ce termin prezentarea, e ok, adică... Așa, și în 2004 am început să fac poze la cafelele pe care le beam, mă rog, înainte de a le bea, că nu sunt din stomac astea. Nu e la ecografie, nu sunt imagini de la... Aș vrea să fie câte două, pe, dacă se poate... Da, deci nu se poate, am înțeles. S-a rezolvat, nu se poate. Hai că se putuse mai devreme. Așa? Așa, hai să dăm... Și îmi plăceau, perfect, îmi plăceau formele astea, figurinele astea care se formau din spumă la suprafața cafelor și din 2004 am tot făcut fotografii, erau proaste, deci sunt proaste fotografiile, pentru că eu nu sunt fotograf, dar m-au interesat așa ca fotodocument mai mult. Și... Apoi am scris în 2000, nu știu, nici măcar nu mai știu, în 2013 parcă, se adunaseră destule și am zis să fac ceva cu ele și să scriu niște legende. Am scris un poem, se cheamă Manualul Îmblânzitorului de Cafele, iar în carte sunt 84 de cafele, sunt 7 planșe cu câte 12 cafele și fiecare cafea a primit câte o denumire pretins sau fals științifică. O secundă să vă... De exemplu, cum Zenona Incanana. Este o cafea urcătoare, pubescentă, cu clocote portocalii, corolă imponderabilă și petale fierbinți. Are forma unui fetus de arbore. Ultimul clocot e dur și fără noduri. Mă rog, Marata Lactata, Mormomaura, Cascadada, Ariston, Alizea, Tanora și așa mai departe. Sunt niște denumiri aparent în latină, sunt inventate toate, evident. Și au o scurtă descriere. Mie mi-a făcut plăcere să mă joc, am râs foarte tare când am scris cartea asta, pentru că este amuzantă. Mă rog, cumva am și vrut să inventez un tip de scriitură în cascadă, adică
Scriam o propoziție, apoi ultimul cuvânt din propoziție era primul din următoarea sau ceva de genul ăsta, și așa e un text care curge, șerpuiește. Și am avut o întâmplare foarte amuzantă odată. Am scris despre un contravalsist. Mă rog, e un tip, Jean, nu mai știu cum îl cheamă, am și uitat, care cântă la un contravals din lemn de prun. Și Jean Foc, parcă. Și ajunge să cânte în deschidere la Keith Jarrett, la concertul la Köln din 1975. Și am stat, era o zi de marți, am stat toată ziua în casă, eu lucram la Academia Cățavencu pe vremea aia și marțea începea weekendul la mine, că lucram duminică și luni. Și am stat acolo, da, eu la marțea era weekendul începea, și am stat toată ziua în weekendul meu personal și am scris și apoi m-am uitat la ceas și era 8 seara, trebuia să mă duc și eu să-mi iau ceva de mâncare, niște țigări. Dar am râs foarte tare, am râs foarte tare scriind de concertul de la Köln, a fost un mare succes și toată lumea scria Foc, așa îl cheamă pe personal, Jean Foc, și toată lumea scria Foc, 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 și au venit pompieri acolo la concert, deci nebunie, și eu mă distream foarte tare, adică voiam să scriu doar ca să mă amuz eu pe mine și uneori chiar reușesc. Și când am ieșit din casă să-mi iau de alegurii, am văzut m-am uitat în cutia poștală și aveam o carte poștală de la o prietenă din Köln. Și mi s-a părut așa de frumos, adică, și mi-am dat seama, astea sunt niște detalii, mă rog, nu o las personal, adică nu mi s-a întâmplat ceva cutremurător și nici nu îmi imaginez că, dar sunt niște detalii, sunt niște semne care confirmă cumva că ești pe un drum. Adică dacă stai ziua aia în casă și scrii despre un Köln și nu știu ce, și îți imaginezi o situație absurdă și seara găsești în cutia poștală o carte poștală din Köln, mă scuzați, da? E bine, adică putea să fie și mai rău, putea să fie din Slobozia cartea poștală sau mai știu, din Bacău, ca să fac mișto și de orașul meu unde am copilărit. Și practic, acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru atenție, publicitate și dacă aveți întrebări.